ziua vouă și tuturor oamenilor care sunt în căutarea de inspirație pentru produsele pe care vor să și le mai cumpere în următoarea perioadă. Astăzi, așa cum ați văzut voi, clar și concis, din titlu avem un haul Dr. Max. Și facem acest haul pentru că am avut o colaborare cu ei recent, care cred că e în desfășurare în perioada aceasta, dacă au fost aprobate materialele, și a trebuit să filmez într-un Dr. Max. Și pentru că tot am ajuns acolo, am cumpărat și niște lucruri de care aveam nevoie. Sunt lucruri ale mele, lucruri ale lui Cristian, sunt niște produse noi pentru mine, sunt produsele pe care el le folosește de obicei, pe care voi le vedeți goale în clipurile de Empties și pe care îi le cumpăr de fiecare dată dintr-o hiperfarmacie sau dintr-o, nu știu, se întâmplă câteodată să le cumpăr chiar și din DM atunci când le găsesc. Dar când vine vorba, de exemplu, de Bioderma, prefer să merg într-o hiperfarmacie, într-un laz din acesta mare, unde de cele mai multe ori găsesc și oferte. Și vreau să încep prin a vă spune următorul lucru. Nu cumpărați decât dacă aveți nevoie și uitați-vă și pe unde sunt oferte atunci când aveți nevoie să cumpărați. Pentru că scopul meu pe acest canal, așa cum vă zic de fiecare dată, nu este să vă fac pe voi să vă cumpărați lucruri, ci să vă atrag atenția asupra unor aspecte. În Dr. Max, de exemplu, că tot vorbim despre el și că tot ăsta este subiectul clipului, dacă aveți card, toate produsele sunt mai ieftine decât atunci când nu aveți card. De cele mai multe ori, atunci când faceți cumpărături, primiți și, acum nu știu dacă se întâmplă asta de fiecare dată și la orice cumpărătură pe care o faceți cu cardul, dar de cele mai multe ori primiți și niște reduceri sub forma unui voucher pe care puteți să îl valorificați ulterior. Hai să pornim și uite, vă zic chestia asta cu cumpăratul în condițiile în care ieri în Dr. Max m-am întâlnit cu una dintre voi și zicea, parcă mi-aș mai lua și eu o cremă, dar nu cred că am nevoie neapărat de o cremă, dar parcă aș mai testa ceva nou. Și am stat un pic de vorbă, bună Cristina, de data asta am reținut numele și îți mulțumesc că mi-ai scris pe Instagram, astfel încât el să-mi rămână întipărit în memorie. Dacă n-aveți nevoie de un produs acum, nu are sens să faceți waste. De fapt, asta voiam să vă zic. Am aici două pungi mari. Ambele sunt cam așa și am profitat de faptul că am ajuns în Dr. Max astfel încât să cumpăr ceea ce îmi este necesar în următoarea perioadă și să mă asigur că o bună parte de acum încolo, că o bună bucată de timp de acum încolo nu mai ajung la astfel de cumpărături. Pentru că o să vedeți că unele produse sunt în cantități mai mari. O să încep cu punga asta, care este mai grea, în care am și bonurile pe care vreau să le păstrez astfel încât să vă pun și vouă prețurile pe ecran. Ia să văd. Uite că se văd și prețurile cu card și prețurile fără card. De exemplu, mi-am luat niște absorbante din bumbac organic pe care ar fi trebuit să dau 36,99 lei. Doar că, pentru că am avut card de loialitate, am avut o reducere de 9 lei. Asta înseamnă că am plătit 27,99 de lei. O încerc și sper să îmi iasă să vă pun și prețul cu card și prețul fără card, astfel încât voi să vedeți care este diferența. De exemplu, pe unul dintre bonuri pentru care am plătit 594 de lei, pe bonul acesta am economisit 234 de lei doar pentru că aveam card și per total am primit 120 de lei reducere la toate cumpărăturile pe care le-am făcut sub formă de cupon pe care pot să îl valorific eu începând de astăzi, dacă nu mă înșel. Am cumpărat și niște cadouri, am și niște seturi cadou aici, de asta bonul meu este destul de mare, dar o să începem așa într-o ordine neordine cu produsele lui Cristian, că astea mi-au venit primele la mână. Știți că el folosește pentru față Atoderm Intensive Eye, care e o cremă de ochi, dar care poate fi folosită și pe față, așa cum i-a recomandat dermatologul. Ei bine, nu am găsit și am cumpărat acest Atoderm Intensive Balm, care este ceva similar cu Intensive Eye, care se adresează pielii uscate și foarte uscată și scrie aici îngrijire dermorestructurantă pentru pielea sensibilă, foarte uscată, iritată și atopică. Cu acesta îl va înlocui cel puțin de data aceasta pe Intensive Eye și și-a mai luat el și acest Aven Hydrance sau Hydrance, ceva de genul, lejer, variat
varianta lejer, adică varianta light, emulsie hidratantă. Rutina lui este extrem de simplă, având în vedere faptul că are pielea aceasta sensibilă, nu știu dacă aș încadra-o chiar la pielea atopică, dar este sensibilă și atunci cumva îl ajută să folosească produse dermatocosmetice exclusiv. Am luat și astea o să meargă în stoc, pentru că mai avem acum unele deschise în bio, să le vedeți în următorul clip de Empties. Două ape de gură de la Trisa. Ne-am uitat și noi pe acolo și el a zis, eu o vreau pe asta de la Trisa și eu, pentru că am niște gingii sensibile, mi-am luat-o pe aceasta. Eu am Advanced Formula cu Xylitol, varianta Sensitive, și el are Advanced Formula cu Xylitol, varianta Complete Care. 20 sau în jur de 20 de lei fiecare. Aveți prețul pe ecran. Am descoperit un brand nou și vreau să vă întreb dacă voi știți care e treaba cu acest brand. Purple Mask este varianta de gel de duș pe care am luat-o, dar aveau o grămadă de variante acolo. Lavish Care este brandul. În jur de 20 de lei fiecare produs, mi s-a părut o... cum se cheamă? Un deal bun să dau atât pe un produs de genul acesta de 500 de mililitri. Și aici avem și varianta de body lotion, iar acestea două fac o pereche și o să fie oferite cadou împreună. Și am mai luat și acest Fluffy Marshmallow, varianta de loțiune de corp. Și mai am aici, tot pentru a fi oferit cadou, un Sugar Toffee Crush, tot varianta de loțiune de corp. Uitați-vă ce bine arată acestea trei, așa ca și schemă de culori împreună. Foarte, foarte drăguț și simpatic. Și mai am în plasa aceasta mare, pe care deja o pun jos, două produse. În primul rând, de la L'Herbolario, un brand pe care eu îl redescoper acum, am luat acest Not a Tangerie, sper că așa se pronunță, cum să zic, este un, încerc să caut, dar nu găsesc nicăieri. Ok, este un beauty box care include un parfum solid, un gel de duș și o cremă de corp parfumată din aceeași gamă cu tangerine. Uite că scrie și în engleză, Night in Tanger. Doamne, ce mult îmi doresc să ajung și eu în Maroc. Arată așa cutiuța și înăuntru avem un box foarte drăguț și simpatic de metal, iar în acest box avem așa, în primul rând, gelul de duș acesta, Mititel, foarte bun de travel, poate chiar îl iau cu mine în vacanță. Mai am aici o cremă parfumată de corp, la fel mititică și foarte bună de travel și poate chiar ar fi bună pentru vacanța aceasta în care o să plecăm noi pe tărâm italian, pe care eu, deși îl asemuiesc cu lămâile, parcă l-aș asemui și cu mandarine sau ceva de genul ăsta, orice citrice. Și mai am aici un parfum solid, pe care ce credeți, chiar o să îl încercăm acum împreună, dacă mă prind pe unde îl desigilez, pentru că am decis că acest set cadou este un cadou de la mine, pentru mine. Gata, l-am desigilat. E mic, mic, mic parfumelul acesta. Ok, așa arată și are un miros citric destul de puternic. Și acum o să iau de aici și o să-mi aplic în zonele în care aș vrea să îl simt și în zonele în care pulsul este ceva mai puternic. Are un miros citric, dar mi se pare că totodată miroase și un pic acurat. Parfumul este destul de discret, dar o să vedem cum se păstrează el pe tot parcursul zilei. Dacă nu va funcționa și nu va fi suficient de persistent pentru mine și pentru pielea mea pe parcursul zilei, poate că am să-l folosesc seara, după ce îmi fac duș, astfel încât să simt așa un miros foarte drăguț o perioadă de timp până adorm. Una peste alta, cutiuța aceasta mi se pare foarte drăguță și perfectă pentru a fi oferită cadou. Mai cu seamă că ea arată și destul de bine și cred că dacă îi punem aici o fundiță, nici nu mai avem nevoie să mai facem altceva. Și pentru că scopul vizitei mele în Dr. Max a fost să vorbesc despre o dermoanaliză, un fel de test pe care, la care mi-am supus tenul, astfel încât să văd în ce
condiții este el, mi s-a recomandat de acolo o gamă Cores, care îmi atrăsese și mie atenția cât timp m-am uitat înainte prin magazin și am găsit setul acesta, pe care, sincer, abia aștept să îl pun în uz, pentru că sunt foarte curioasă de serum și setul conține un serum și o cremă de noapte. Este Plump Up Sleeping Facial. Black Pine este ingredientul principal cumva. Overnight Total Revival Serum este denumirea serumului care vine împreună cu această cremă. Ele vin într-un pouch și să știți că mi-au zis doamnele din Dr. Max că sunt destul de apreciate produsele Cores și se vând foarte bine. Ce ambalaj cute! Aoleu! Ia fiți atente că aici sunt două formule. E o formulă albicioasă într-o formulă transparentă și probabil că trebuie să le amestec pe acestea astfel încât să se transforme în ceva așa lăptos. Cool! Nu mă așteptam la asta! E un produs derivat din plante care face pielea să fie fermă și să îi schimbă cumva textura, îmbunătățește textura pielii și conține black pine. Și cam atât. Shake well to mix the two faces and activate the formulation. Apply to clean face, avoiding the eye area. Și știți ce mai apreciez? Mai apreciez faptul că, având în vedere că au pus produsele în acest pouch, nu le-au mai pus și cutii. Și asta înseamnă cumva o minimizare a efectului pe care brandul îl are asupra mediului, pentru că folosesc mai puține cutii. Într-adevăr, folosesc treaba asta, dar cred că pe undeva e un pic mai lejer decât să investească în formularea unei cutii. În fine, înțelegeți voi ce zic. Așa arată crema. Îmi plac maxim ambalajele. Mi se pare că sunt pe de o parte minimaliste, pe de altă parte îmi dau un vibe din acesta luxury și sincer abia aștept să încerc aceste produse. Așa cum v-am zis, Cores este un brand pe care eu îl apreciez foarte tare. Am mai folosit produsele lor, îmi plac foarte mult și îmi place și faptul că produsele astea vin într-un pouch. Hai să mergem mai departe la a doua pungă, din care am să pun deoparte niște produse despre care vreau să vorbim la final și o să continuăm cu acest Daily Wellness pe care l-am luat de la Eva Intima. Eu acum am în uz două produse. Unul pentru minor discomfort, pentru că pielea mea este destul de sensibilă și mi se mai întâmplă câteodată să simt așa o ușoară iritație în zona aceea. Prin urmare, folosesc varianta minor discomfort de aici, sau cred că așa se cheamă, ceva de genul. Mai am varianta pentru perioada menstruală. E genială. Sincer, înainte să folosesc produsul acela, mă gândeam, băi, dar ce poate să-mi fac? Adică ce poate să fie special? Fetelor, suntem diferite în acea perioadă a lunii, suntem mult mai sensibile în acea perioadă a lunii, emană niște lucruri în acea perioadă a lunii, prin urmare, credeți-mă că e foarte important produsul cu care ne îngrijim. Și o să înțelegeți după ce îl folosiți. Mi-e greu să vă explic, dar o să înțelegeți după ce folosiți Eva Intima Peel. De ce zic acest lucru? Mi l-am luat pe acesta Daily Wellness astfel încât să îl am pe termen lung, pentru că l-am văzut acolo și am zis, dacă tot sunt aici, nu mă mai duc o dată special să-mi cumpăr unul. Expiră în a 8-a 2026 și dacă îl folosesc la anul, e la fel de bine, pentru că va fi în termen. I-am refăcut stocul lui Cristian și a luat una. El voia să-și ia una, dar eu i-am zis, suntem aici. Eu de obicei de la farmacia Tei, cred că îi cumpăr câte două, pentru că mi se pare că nu mă duc în fiecare lună la farmacia Tei. O folosește cam unul pe lună, așa că i-am luat două geluri de duș din acestea mari ca să aibă. Și nu știu ce scrie aici. A, reîncarcă-mă cu rezervă eco. Am vrut să cumpăr rezerve, sincer, la început, doar că, ce să credeți, nu am văzut. Probabil data viitoare când o să mergem. Și la fel, pentru că tot am ajuns acolo, am refăcut stocul de la Calut. Mi-am luat 3 paste de dinți. White and Repair este cea mai bună variantă pentru noi. Am încercat mai multe variante, dar sincer niciuna nu funcționează precum White and Repair. Și data trecută când am cumpărat din farmacie, am cumpărat tot 3 și acum o avem pe ultima în uz, așa că e numai bine că am luat, am refăcut stocul acum. Acum îmi dau seama că, deși am zis, am uitat complet să cumpăr și una mică
pentru voiaj. Da, poate mai găsesc una pe acasă. Și acum o să trecem la niște produse de pe partea de food, doar că unele sunt ale lui Cristian, nu știu să vă zic chestii despre ele și nici nu știu cum o să le folosesc. Avem așa, Dragon Superfood, proteine din orez, rice protein, 86% complete protein, produs organic și nu știu să vă zic nimic mai mult, nici măcar cum o să le folosească. Și am mai luat aici proteine de migdale. Doamne ferește, dacă eu voi reuși vreodată să mănânc o lingură de proteine din astea, nu știu ce să zic, pentru că mie foarte, foarte rar îmi plac migdalele. Nu prea îmi place nota de migdale în parfumuri, nu prea îmi plac nici migdalele, ele ca și semințe, cred că semințe sunt sâmburi, ceva de genul. Le accept destul de bine pe cele cu sare, pe cele cu multe sare. Sunt niște variante de migdale cu sare, yummy. Am mai cumpărat fulgi de cocos, noi îi folosim pe aceștia foarte des atunci când facem porridge, îi punem într-un borcanel, îi folosim în porridge. Și am mai luat aici un mix cu mango și merișor. Dragul de el, sunt convinsă că pentru mine l-a luat pe acesta cu mango. Conține ingrediente naturale și poate fi consumat ca parte a unei alimentații variate și echilibrate. Sunt curioasă și eu cât costă acesta, pentru că produsele pe bază de mango sunt destul de scumpe, tocmai pentru că sunt pe bază de mango și mango este un fruct exotic. Mai avem aici merișor și lui și mie, amândurora ne plac merișoarele. Și mai avem aici stafide brune. Eu nu mă omor după stafide, dar nu pot să zic că îmi displac în vreun fel. Dar avem și aceste stafide brune aici. Și și-a mai luat el 100% creatină monohidrată. Am avut un butoi din ăla foarte mare și am întrebat-o pe Iulia, băi, voi luați? Vreți? Doar că era creatină cu proteine. Și eu ieri îl întreb, da, i-ai dat Iuliei creatina ta și tu ți iei alta acum? Și mi-a zis, nu, că aceea era cu proteine și el nu acceptă foarte mult proteinele, are niște probleme cu stomacul, în fine. Dar acum se pare că aici este doar creatină, nu este creatină cu proteină și că îi trebuie asta. Nu știu ce să zic. Am mai cumpărat niște batoane. Să știți că a fost foarte curios de batonul acesta. A cumpărat două, unul l-a mâncat ieri în mașină. Dacă nu mă înșel, ar trebui să fie vreo 10 lei. Nu prea. Adică mie nu mi s-a părut că își merită banii. O să vă pun prețul pe ecran că nu știu exact. Mai avem aici un bar cu ciocolată. O văz bar. Să știți că mie îmi plac acele bars pe care le-ați văzut în ultimele haul-uri Lidl. Cele pe care le au de la Lidl, bar cu nuci, fără zahăr adăugat și cu niște chestii, care costă vreo 7 sau 8 lei, o cutie cu 5. Mai avem aici Chia Pistachio Life Bar. O să încerc să fac și eu niște chestii din astea acasă, la un moment dat când o să am timp. Și Raspberry, la fel No Added Sugar și ăsta, din punctul meu de vedere, cred că sunt niște batoane din astea destul de scumpe. Și am ajuns la final, adică am ajuns la cele 3 produse pe care vreau să vi le arăt acum și despre care vreau să vorbim un pic mai mult. Știți că există acest brand care se cheamă En Rouge, pe care eu l-am tot văzut pe Instagram și cred că de câțiva ani de zile am zis, băi, să le testez și eu produsele odată. N-am ajuns, știu că ei au un fel de abonament și îți livrează odată pe lună sau odată la o anumită perioadă produsele, doar că n-am apucat să mă uit la ei pe site, dar voiam să-mi cumpăr absorbante și n-am găsit absorbantele pe care le folosesc eu ieri în Dr. Max, dar le-am găsit pe acestea de la En Rouge și am zis, hai să le testez. Sunt mai scumpe decât absorbantele normale? Da, sunt. Sunt mai bune decât absorbantele normale? Nu știu, o să vedem. Dar mi-am luat așa, 100% tampoane din bumbac organic. Nu susțin consumul de tampoane și nu cred că ar trebui să folosim, dar nu la modul că sunt interzise, pentru că sunt și situații în care nu ai ce să faci și ai nevoie de unul. Din viața reală vă zic treaba asta, nu se poate, ai nevoie de unul neapărat. Și m-am gândit că aș putea să le iau pe acestea, știți, din holurile DM, că vă tot zic de fiecare dată când le cumpăr, că mie un pachetel din acela de OB-uri mi-ajunge un an, pentru că le folosesc
când e urgența urgențelor. M-am gândit că ar trebui să le iau pe acestea care sunt 100% organice și am varianta super aici pentru că asta este, care arată așa. Aveau și varianta mini acolo, o să văd cum înțeleg cu astea sau dacă am nevoie de mini, dar totul este în funcție de flux. Cum fluxul meu este, înțelegeți voi cum, am nevoie de mai mult. Și ce drăguț aici scrie, Hi beautiful, we are your pretty little helpers, carry us with pride. Ce drăguț! Uite așa arată ele. Îmi place și packaging-ul și mi se pare așa o chestie foarte drăguță și girly. Și dacă mă înțeleg bine cu ele, să știți că probabil că am să-mi fac abonament. De ce? Pentru că sunt absorbante din bumbac organic și mi se pare că trebuie să fim foarte atente ce punem pe noi, astfel încât să ne fie bine. Și am mai luat și două variante de peduri. Am Ultra Thin Pads with Wings, 100% organic cotton top sheet, 12 normale, adică da, 12 bucăți și sunt varianta normală. Și aici același lucru, doar că sunt 10 bucăți și avem înăuntru varianta super. Aș vrea să facem și o diferență între ele. Nu știu cum o să mă înțeleg cu ele, nu e primul brand de absorbante organice pe care îl folosesc și sincer vă zic că testând mai multe am ajuns la aceeași concluzie, respectiv cea că cel mai bine mă înțeleg cu produsele clasice, respectiv Libres sau Always, au și ei o variantă mai prietenoasă cu pielea, cea în ambalaj alb, dacă nu mă înșel. Nu pentru că sunt hater și rezistentă la, cum se cheamă, la schimbare, ci pentru că într-adevăr mă protejează mai bine acelea. Ca să vă faceți o diferență, ca să faceți o diferență de grosime, uite, cam asta este diferența dintre cele două. Într-adevăr, astea sunt un pic mai mici, astea sunt un pic mai groase, dar nu mă interesează cât de groase sau de subțiri sunt. Sincer, pe mine mă interesează să mă protejeze, să îmi protejeze pielea și să nu existe scurgeri, pentru că, Doamne, dacă am o panică în perioada aceea a lunii, panica aceea este să nu mă pătez. Real vorbind, asta este panica mea, am împărtășit-o cu voi pe internet, pentru că, ce să credeți, ar trebui să ne obișnuim să nu ne mai fie, nu frică sau teamă, să nu mai avem tracul acesta de a vorbi despre niște lucruri care sunt absolut normale. Menstruația este absolut normală și cred că toate mamele din lumea aceasta ar trebui să învețe să vorbească cu copiilor despre faptul că perioada menstruală e o chestie prin care toate femeile trec, sau majoritatea femeilor trec, mai puțin cele care din anumite condiții medicale nu pot trece prin treaba asta. Dar ar trebui să fim ceva mai deschiși la a vorbi noi între noi și noi cu cei din jur și noi cu copiii noștri, în propriu spus că eu n-am copii, despre toate transformările prin care trece corpul nostru în cursul vieții și cred că am putea să evităm multe probleme. Și eu sunt de părere că atâta timp cât tu ești deschis față de copilul tău și vorbești orice cu el și el vede că tu vorbești orice cu el fără teamă sau fără jenă sau fără mai știu eu ce, și copilul tău este deschis să vină să-ți spună orice. Și știu că poate sună aiurea că vă zice asta una care n-are copii, dar eu cred că într-o zi o să am și cred că într-o zi exact asta este abordarea pe care o să o am cu copiii mei. O să vorbesc absolut orice cu ei, astfel încât în momentul în care ei vor avea o problemă să nu zică trebuie să nu-i spun asta mamei, să nu afle mama de chestia asta, ci să zică s-a întâmplat asta, mă duc repede să-i spun mamei sau mă duc repede să-i spun tatălui meu. Să avem relația aia de prietenie, relația aia frumoasă în care copilului nu este jenă să spună absolut orice părintelui. Da, cum din păcate asta se întâmplă cu generația noastră și cu siguranță cu generațiile de dinainte de noi. Pentru că asta a fost lumea în care ei au trăit. Nu e neapărat vina oamenilor, e cumva și vina perioadei în care au trăit. Dar da, vă țin la curent în legătură cu Anruș și vă rog să-mi spuneți și voi dacă le folosiți absorbantele sau produsele, cum vă înțelegeți cu ele și dacă aveți abonament, că sunt curioasă că pe mine
mine, sincer, m-ar bate gândul să fac un abonament. Deși știu că se găsesc și în demen, se găsesc peste tot. Adică nu e ca și când nu am acces la produse dacă ele se termină, dar mi se pare că și susțin brandul în felul acesta în momentul în care mă gândesc să îmi iau un astfel de commitment. Și astea au fost toate cumpărăturile mele. Sper că am reușit să vă pun prețul fără card și prețul cu card, astfel încât să aveți și voi o viziune clară asupra produselor. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Vă rog să nu uitați să vă abonați acestui clip dacă v-a făcut plăcere să fiți aici, dacă vă place de mine și dacă îmi suportați vocea pe cameră. Am înțeles că am o voce foarte calmă și liniștitoare și că vă place să mă ascultați. Într-o vreme, prietenele mele sau niște cunoștințe mai apropiate îmi spuneau că seara și adorm copiii cu un clip al meu pentru că copiilor le place foarte mult vocea mea. Cred că ar trebui să mă apuc de citit povești, zic și eu, nu știu. Pupici, îmbrățișări și ne vedem în clipul de vineri, care e un clip cu parfumuri. Sper că am să am timp să-l filmez.